Salut și noi v-am găsit la un nou episod. Astăzi n-am postat nimic. De fapt am postat, dar YouTube-ul mi-a șters videoclipurile. Și e minune. Și sora s-a uitat la Floricica dansatoare și mi-a venit o idee să fac un vlog. Adică nu chiar un vlog, dar fie. Hai să începem. Altă întrebare. Să vrei tu? În palat. Iohannis. Domnul Iohannis. Asta da vrei Iohannis. Cool. Eu, domnul Iohannis. Eu, domnul Iohannis. Iohannis. Eu stau lângă sârba. Ziceva. Nu sorba e rușine să vorbească. Dar să care? Pasta de la junime. Bă, fac! Și asta care îmi place foarte mult. Vreau să mă duc undeva cu Wi-Fi. Oh, yeah! A început. Juca glumă. Asta este cea mai bună dumă. Dar acum a cam luat amploare. Le-am cam dat părinții cu teroare. Chiar nu contează dacă ești doar fan sau dacă te uiți doar din dacă mă uiți. Tot știm că sar până în tavan. Și dacă nu sar? Spun că poți de tare. Și dacă sim? În loc să se îndrăgostească de tactul că e chel. Ea s-a îndrăgostit. Îmi dai un pahare. Un pahare. Acum de chirie n-are niciun ban. Tot asta cu noi bani. Respect! Odată cu teror, apoi a realizat că e un reflector. Dai ok, pentru ea era golan. Că știm cu toții. Mă, te duci, Ivan. Toți vecinii au chemat-o în tribunal. Fericit ar fi băut și codul penal. S-a luat în gură, rău cu milițian. Că știm cu toții. Mă, te duci, Ivan. O iubești pe mama ta la o adică. Dar doar atunci când mă ca bolică. Te-ai cam săturat, dar nu-i panică, man. Că știm cu toții. Mă, te duci, Ivan. Deci eu da, însă e romul și să fiam. Și altceva. E tot mai tătăl. Dar o să fac episoade dacă e scurte, fiindcă YouTube-ul mi le șterge. Că dacă sunt prea mari. Bine, cam atât o să-l fac. Fiindcă o să mi-l șteargă dacă-l fac mult. Și o să mai fac încă un video cu Floricica dansatoare cu vizualizările. Ok, pa.